Fierul de călcat este astăzi un obiect nelipsit din orice gospodărie. Istoria lui este foarte veche, începând din secolul 4 înainte de Hristos, când în Grecia se folosea un dispozitiv rotund cu o tijă metalică pentru a plisa hainele. Operația de călcare presupune desfacerea legăturilor dintre moleculele lungi ale fibrelor țesăturilor. Fibrele sunt îndreptate datorită greutății fierului de călcat, iar prin răcire rămân în noua formă. Unele materiale, precum bumbacul, necesită un aport de apă ca legăturile să poată fi desfăcute. Grecii au inventat o modalitate de a plisa hainele prin secolul al IV-lea, înainte de Hristos. Era un dispozitiv asemenea unui sucitor și cu o tijă metalică. Mai târziu, romanii au inventat un fel de ciocan pe care îl încălzeau la temperaturi foarte ridicate și cu care întindeau cutele hainelor. În China, în secolul I, s-au folosit pentru călca vase metalice umplute cu cărbuni încinși. Din Evul Mediu au rămas puține informații referitoare la fierul de călcat, mai ales în picturi, și s-a păstrat un fel de storcător, presă, prin care se trecea materialul și se întindeau cutele. În secolul al XVII-lea a apărut fierul de călcat masiv. Acesta era recunoscut și sub nume de fier de călcat plat, pentru că avea o placă de metal cu o grosime considerabilă și un mâner. Puțin mai târziu, acest model a fost perfecționat într-o cutie de metal care putea deține cărbuni încinși. Acesta avea numeroase inconveniente. Jarul cădea pe material de multe ori, iar scânteile care săreau răuneau persoana care se folosea de el. Secolul XVII a fost recunoscut ca era hainelor călcate. Atunci a apărut fierul de călcat masiv. Puțin mai târziu, acest model a fost perfecționat într-o cutie de metal care putea deține cărbuni încinși. Astăzi, iubitorii de antichități se dau în vând după astfel de obiecte de uscat. Casnic. Pe platformele de vânzări online, prețurile unui fier de călcat cu cărbun variază de la 120 de lei la 1500 de lei, în funcție de stare. Relatează realitatea.net.